China își flexează mușchii în uniformă, o mișcare pe care o poți compara cu exercițiile militare de amploare făcute de Rusia în 2021 înainte de a invada Ucraina în februarie anul acesta. A 16-a rundă de discuții cu India nu a adus rezultate, în timp ce câteva convoaie ale armatei chineze sunt manevrate către sud. Discut mai multe despre acest subiect alături de Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bogdan, bine te-am găsit! Bun de ce vedem această conduită asertivă a Chinei în plan militar? pe de de-o parte pentru că are lucruri de rezolvat în regiune și trebuie să fie percepută ca o mare putere. Nu poate fi lăsată deoparte în tot ceea ce se întâmplă în momentul de față de pe urma conflictului din Europa, în războiul dintre Rusia și Ucraina. China are un cuvânt de spus și încearcă să vadă până unde poate să întindă coarda. Este o rundă de discuții cu India în legătură cu controlul comun al frontierei, cu teritorii disputate în granița comună. În același timp, însă, China vrea să vadă dacă poate să facă față la două fronturi și, în momentul de față, zilnic ex execută zboruri în spațiul aerian al Taiwanului. Sunt zeci de astfel de incursiuni pentru a testa maniera în care forțele taiwaneze pot să răspundă, după cum uh, relatează și agenții de presă din regiune, uh, forțele armatei uh, uh, chineze efectuează manevre din spre nord către sud, în apropierea teritoriilor de unde ar putea să lanseze o invazie. Este una dintre ipotezele care a fost lansată în dezbatere publică de către experții militari americani. Foarte probabil uh, o insulă din apropierea arhipelagului taiwanez ar putea să fie în atenția Chinei și aceasta se numește Dong Ying. O altă variantă ar putea să fie invazia pornită din insula Fujian. Bogdan, dar cum ne-ar putea afectua, afecta această situație? Cred că din punct de vedere al experienței din perioada pandemiei de COVID este tuturor foarte clar că China are un control foarte strâns asupra lanțurilor de aprovizionare cu toată lumea, dacă își va impune forța, voința politică și militară în toată regiunea și dacă va reuși să prindă în regele sale mai multe insule, inclusiv Taiwanul. Este foarte uh, probabil că vom avea o nouă criză, vom avea o nouă perturbare suplimentară celei pe care o trăim în momentul de față de pe urma agresiunii ruse împotriva Ucrainei. China vrea să demonstreze că este în măsură să introducă o nouă ordine, cel puțin în partea ei de lume și vrea să negocieze această nouă ordine, evident, cu Statele Unite, dar și cu um, alte state. Împreună cu Rusia și cu Iranul, China lasă de înțeles că poate să efectueze uh, largi uh, manevre militare în Venezuela, chiar în curtea Americii, practic în, în, în spatele uh, Statelor Unite ale Americii. Bogdan, îți mulțumesc pentru explicații.